Bărbații ucraineni continuă să părăsească țara clandestin. Un nou caz de migrație ilegală a fost înregistrat în zona Vulcănești. Doi tineri ucraineni au fost găsiți de polițiști de frontieră, îndată după ce au traversat clandestin hotarul. Aceștia erau așteptați de un moldovean, membru la unui grup infracțional, specializat în organizarea migrației ilegale, care a fost reținut. În cadrul cercetărilor, străinii au recunoscut că urmau să achite câte 4.000 de dolari călăuzei lor pentru a ajunge pe teritoriul Republicii Moldova. Bănuitul de 45 de ani, originar din raionul Vulcănești, a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul de detenție preventivă. În procesul de documentare a cazului, migranții au solicitat azil pe teritoriul Republicii Moldova. În continuare sunt întreprinse măsuri procesuale în vederea documentării și atragerii la răspundere a persoanelor implicate în acțiunea ilegală, cu respectarea normelor de prezumție a nevinovăției. În același timp, poliția de frontieră ucraineană încearcă să stopeze migrația ilegală pe segmentul moldo-ucrainean. Serviciul a publicat mai multe imagini video cu haite de lupi care ar fi la frontiera comună cu Republica Moldova și le cere oamenilor să evite zona pentru a nu da peste animalele sălbatice. S-a urcat în stare de ebrietate la volan. Este vorba de o femeie de 37 de ani, care fiind sub influența alcoolului, a pierdut controlul automobilului și s-a tamponat în gardul unei gospodării din satul Ivancea, raionul Orhei. Șoferița s-a dovedit a fi beată, în mașina sa fiind și un copil de 2 ani, care nu era asigurat cu scaun special. Băuturi alcoolice ați consumat? Trebuie să vă urcați dacă ați consumat băuturi? Rezultatul testului cu aparatul Dragger a arătat o concentrație de 1,23 de miligrame per litru vapor de alcool în aerul expirat. Pe caz a fost pornit un proces penal. Potrivit Inspectoratul General al Poliției, în zilele de odihnă, polițiștii de patrulare au documentat 45 de conducători auto aflați în stare de ebrietate la volan, dintre care 28 erau bez scriță. O tânără de 23 de ani din Ocnița risca ani de pușcărie pentru o încercare de a se face cu o bijuterie scumpă. Tânăra, deghizată pentru a nu putea fi recunoscută de camerele video, a intrat într-un magazin de bijuterii din sectorul centru al capitalei și, interesată să-și achiziționeze ceva, a cerut un inel pentru probă. Cu bijuteria în mână, aceasta a dat bir cu fugiții, însă a fost reținută după sesizarea forțelor de ordine de către vânzătoarele magazinului. În cadrul cercetărilor s-a constatat că valoarea inelului furat este de aproximativ 102.000 de lei, articolul fiind returnat magazinului. Conform legislației în vigoare, persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 5 la 7 ani. O tânără de 24 de ani a fost salvată de la nec de salvamarii din Parcul Valea Morilor din capitală. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, tânăra a intrat în apă, iar după ceva timp aceasta nu a reușit să iasă de una singură. Salvamarii de pe lac au intervenit de urgență și au scos persoana din apă de la o distanță de aproximativ 8 metri de la mal. Ulterior, victima în stare conștientă a fost predată echipajului de medici și transportată la spital pentru îngrijirile de rigoare. Toate circumstanțele urmează să fie stabilite de organele de resort. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă oamenii să fie mai responsabili cu propria viață atunci când se află în preajma lacurilor și râurilor pentru a nu ajunge la tragedii. Totodată, specialiștii atenționează că aflarea nemijlocită apropiere de bazinele acvatice devine periculoasă, în special când pe apa lacurilor se formează poduri de gheață, iar temperaturile oscilează între minus și plus.